Pandemia declanșată de răspândirea noului coronavirus modifică și protocoalele stabilite între medicii de familie și pacienții acestora. De îndată ce un pacient crede că prezintă simptome de contaminare cu coronavirus, trebuie să sune medicul de familie. Pacientul rămâne acasă, ne anunță telefonic despre simptomele pe care dânsii le prezintă. Trebuie să ne informeze corect dacă vin dintr-o zonă cu epidemie, dacă au venit în contact cu persoane care s-au întors dintr-o astfel de zonă sau dacă au venit în contact cu persoane care au fost confirmate ca fiind purtătoare de virus. În momentul în care noi avem toate datele, stabilim ce trebuie să facem. Dacă este o viroză respiratorie obișnuită, o afecțiune respiratorie curentă, mergem, vedem pacientul. În cazul în care ridicăm suspiciunea unei contaminări, atunci aplicăm măsura de izolare la domiciliu sau, în cazul în care starea generală a pacientului este gravă, îl trimitem către centrele unde poate fi testat. Programul cabinetelor medicilor de familie rămâne același, doar că au fost modificate unele reguli de acces în interior. Este programul declarat la Casa Națională de, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Noi suntem la program, pacienții nu pot să intre ca până acum și să aștepte în cabinet, în sala de așteptare. Am informat pacienții că să se prezinte la ora la care au programare. Cei care nu respectă această regulă rămân în afara incintei, undeva în aer liber, și sunt chemați pe rând în cabinet. Păi, asta e regulă, așa ne mai îmbrânim. Stăm la un metru, noi stăm cam aproape. Asta e treaba. Ce să facem? Sfatul medicului de familie pentru pacienți se referă în primul rând la prevenirea contaminării cu noul coronavirus. Să nu intre în panică, să respecte regulile de igienă care sunt transmise pe toate posturile de radio și de televiziune și pe toate afișajele pe care le avem. Toate cabinetele de medicină de familie au afișaje de genul celor care sunt în spatele meu, deci pacienții sunt informați. Să declare corect de unde vin și să respecte această problemă, pentru că altfel acest virus se va extinde și situația va fi foarte gravă. Să respecte izolarea la domiciliu și carantina. Cei izolați la domiciliu nu vin direct la cabinetele noastre, anunță DSP-ul și de acolo ia în evidență. La sfârșitul celor 14 zile, DSP-ul ne anunță, noi primim adeverințele pentru concediu medical pentru cei care sunt încadrați în muncă și după aceea le dăm și un aviz epidemiologic. Numărul de consultații care se acordă în cabinetele de medicină de familie și din ambulator a crescut de la 4 la 8 pe oră. În acest fel, medicii de familie au posibilitatea de a asigura necesarul de consultații pentru toți pacienții care se prezintă la cabinete în această perioadă de stare de urgență.